Un simplu drum de pădure a devenit acum 10 ani principala cale de legătură cu centrul raional, după ce satul a fost transferat din componența raionului Telenești în subordinea autorităților din Sângerăi. Glot, omăt, ei prepăd. Noi suntem un sat uitat de lume. Au fost cazuri când a murit omul și poliția nu pot veni. Dar eu închipuia că eu mă duc la spital, îmi întreb urgent. Cum să mă duc eu? Închipuia, noi uitat în două. Cum să mă duc eu la spital? Au fost cazuri de incendii când nu puteau să vină pompieri, doar cu străduințele oamenilor locale au fost stins acel incendiu. Situația devine mai gravă și în caz de urgențe medicale. Salvarea refuză să vii când plouă. Au fost cazuri că au născut femeile pe drum. Undeva aproape 3 ore iese ca să vină salvarea. Da, pe de-a drept, cum? Vin undeva, dus și venit undeva 40 minute, cam așa, undeva. Autoritățile locale spun că au nevoie de 16 milioane de lei pentru reparația drumului. Primărie nu are așa finanță. Am adresat în tăti unde am putut să scriu, în Parlament, la Ministerul Drumurilor. Dar până la ziua de azi, mișcări până când nu sunt. Anul 2013 s-a efectuat lucrările de proiectări. Proiectul deja este finisat, proiectul se află la Ministerul Transportului acum. S-a planificat preventiv că vor fi alocați bani anul 2014 și cu părere de rău l-au trecut pentru 2015. În satul Cozești locuiesc peste 700 de oameni.